Prezent în emisiunea Accente Sociale la Regio TV Transilvania, primarul Zalăului Radu Căpulnașiu a făcut o scurtă radiografie a situației montării centralelor termice în unitățile de învățământ din municipiu. Potrivit edilului, nu există probleme la nicio școală sau grădiniță, chiar dacă la unele lucrările sunt în stadii incipiente. Căpulnașiu a precizat că până la venirea frigului, sistemele de încălzire pe gaz vor fi în funcțiune, iar copiii nu vor avea de suferit. Cu toate acestea, o veste proastă a venit chiar ieri, primarul fiind anunțat că licitația pentru centralele de la liceul Voievod Gelu Zalău a fost contestată de către una dintre firmele participante. La ora actuală am reușit ca în final să facem toate proiectele tehnice pentru introducerea centralelor în școli. S-au finalizat procedurile de achiziție publică. La unele sunt stadii destul de avansate la lucrări, însă avem și situații în care, haideți să spun, lucrurile sunt și mai complexe. Procedurile de achiziție au fost proceduri mai îndelungate cu postarea pe sistemul electronic de achiziții publice, cu acele termene care trebuie respectate. Și mai mult decât atât, chiar semnasem deja contractul pentru ultima școală, era vorba de grup școlar Voievod Gelu, și am fost înștiințat că s-a depus contestație de către un participant la licitație. Sperăm ca Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor să nu tergiverseze, să ne dea un răspuns cât mai rapid și să putem trece la semnarea contractului. Din cauza depunerii acestei contestații, Căpulnașiu este sceptic în ceea ce privește asigurarea încălzirii în această unitate de învățământ până la venirea sezonului rece, dar promite găsirea unor soluții. Faptul că nu există acum un contract înseamnă că nu vor avea încălzire în momentul în care va veni frigul, pentru că mai avem puține zile, săptămâni până... Mai există o lună de zile, nu știu, mi-e greu să spun ce se va întâmpla. Dacă sunt contestații, probabil că este vor avea probleme cu încălzirea. Acum, sistemul de contestații, în mod normal, trebuie justificat, altfel firma care contestă plătește. Este făcută efectiv... adjudecarea de către comisie pe baza legislației, rămâne de văzut și pe baza practicii Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Deci rămâne să sperăm să se rezolve repede, ca să nu vină iarna oricum și vom să prioritiza și acolo lucrările, astfel încât să încercăm să nu se creeze mari probleme. Da, nu pot să spun în acest moment că va fi 100% asigurat întreaga încălzire în toată școala. Vom încerca să asigurăm, de exemplu, la internat, la cămin și, sigur, pe urmă, pe corpul de clădire, în funcție de posibilitățile pe care le vom avea la momentul când încheiem contractul.